și masca de protecție devin obligatorii la bordul avionului, dar și în aeroporturi. Propunerea a venit din partea Germaniei și a fost acceptată de toate statele membre ale Uniunii Europene. Scopul este oprirea răspândirii noului coronavirus. Statele membre ale blocului comunitar au făcut o nouă înțelegere privind regulile de protecție în timpul transportului pe cale aeriană. Astfel, pentru a opri creșterea alarmantă a numărului de infectări cu coronavirus înregistrată în mai multe state ale Uniunii, purtatul măștii și distanțarea socială devin obligatorii. Măsurile vor fi aplicate atât pe durata zborului, cât și în aeroporturi. Anunțul a fost făcut de către ministrul german al transporturilor, Andrei potrivit noului protocol, trebuie să poarte mască în avion toți pasagerii care au minimum șase ani. Cât despre distanțarea socială, ea va trebui păstrată în aeroporturi în timpul controalelor de securitate și procedurilor de check-in, de asemenea, trebuie garantată o anumită cotă de aer proaspăt în avioane. Acest set de reguli comune ale statelor membre ale Uniunii a fost convenit de către oficiali, dar încă nu a fost aprobat în mod formal, de către ministrii europene ai transporturilor. Apariție șocantă în centrul orașului.